Bun găsit, dragi prieteni! Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi în acest proiect frumos, un podcast care, spun eu, prinde din ce în ce mai mult cu oameni care, într-adevăr, au ceva de spus și nu bat câmpii, cum îmi place mie să spun. Îl urmăresc de foarte, mult, îl urmăresc de foarte multă vreme pe invitatul meu. Dacă mi-aduc aminte, cred că în perioada în care a ocupat o funcție oficială la Loteria Română, cred că în timpul 2011. în timpul mandatului domnului Ponta, i-am făcut un interviu și l-am întrebat, domne, se fac mânării la Loto sau e totul pe bune. Dragi prieteni, îl avem alături de noi pe domnul Sorin Constantinescu. Bine ați venit. Bine Ce găsit. faceți? Păi de vreo câțiva ani am mai renunțat puțin la afaceri și am mai mult timp liber, fac vloguri, călătoresc foarte mult. Am văzut chestia asta și cred că vă dă și mai multă energie. Da, când... am mai multă energie, sigur. Păi munca de business și în fiecare zi te epuizează, pentru că ca să poți să faci business adevărat trebuie să-ți dedici tot timpul acolo, că toți tinerii visează să facă antreprenori, dar ei cred că e așa de simplu că îți deschizi o afacere, pe în Maldive cu Gagica, ție un Ferrari și <laughs> ea muncesc pentru ei și tu stai acasă. Nu merge așa, trebuie să stai mai mult decât angajații tăi la muncă, trebuie să dedici, să-ți dedici tot timpul și tot efortul ca să poți să, să, reușești să faci ceva. Pentru cei care nu vă știu, cine este Sorin Constantinescu? Un pe care a crescut la țară, sunt născut în Timișoara, am crescut într-un sat în județul Arad, am făcut liceul la INEU în județul Arad, într-un orășel ăsta mic, m-am dus după la facultatea la Timișoara și în 92, Eldorado București, după Revoluție, am venit în ca aici să dea ora exactă și să dă și în continuare. Corect, corect, corect. <laughs> uh, primii bani când i-ați făcut? am făcut primii bani în 90, imediat după Revoluție, la satul la unde am copilărit-o la vreo 50 de km de granița cu Ungaria. Mama era... A făcut uh, Da, mama era învățătoare, profesoară și avea pești de sticlă și bibelouri. Primiți 2 martie de la copii, aveam un pod de pești de sticlă și de bibelouri și bunicul meu era cântăresc la biserică și la fiecare mormântare primeau o lumânare și un prosop de la așa. Aveam vreo 300 de pe acasă și vreo 300 pești. Am găsit un prieten care avea o dace de aia de mai mult împingeam decât mergea și ne am dus în piață la Giula, prima, prima, piață după graniță, la mai puțin de o oră de mers de la mine de acasă și am vândut pești și prosoapele în mai multe etape și cumpăram de la unguri cu la noi încă n apărusere Coca-Cola, Kiwi, oamenii ziceau Vicky, că nu știau ce și prima dată că că vinde în cartofi la bucate și nu înțelegeau de ce vinde în cartofi da, da, la bucate la da, da. Era perioada Revoluție. Dar spuneți-mi cum putea să ieșiți? Păi, se putea imediat. Atunci era, era o perioadă greu. confuză. Nu, nu, a fost foarte ușor. De ieșit cu buletinul, cu asta, adică la granița cu și, și ceaușescu avea niște facilități și puteai să ieși. Era o confuzie și din partea noastră, și a autorităților. Da, da, da Nimeni da, nu știa da, ce se întâmplă exact, și că eram o la. Domnul Constantinescu, cum facem că toată lumea. Cred că sunteți sătul de întrebarea asta. Dacă am și 100.000 de, de euro. Vreau să i mulțesc într-un an de zile. Cum fac? Dar asta să e, nu mă pune să mă duc la casino. Asta casinom. e o întrebare bună, dar din 300 de, de întrebări, vreo 100 pe care primesc în fiecare zi, vreo 100 zic, n-am niciun ban, ce afacere să încep? Nu, eu vin cu 100 de mii. <laughs> eu am 100 de mii. Dar uh, nu vreau să i pierd și să nu mă pune să joc la casino. Nu, nu te pun să joci la casino. Uh, trebuie să începem uh, de la început, adică uh, în sensul că sunt... Uh, Două posibilități. Una să investești pasiv și să ai un venit pasiv, de exemplu, bursă sau fond de investiții care sunt cele mai sigure și dacă te uiți la bursă în ultimii 30, 40, 50 de ani s-a dus numai în sus și niciodată în jos. În perioade de fluctuații, cum e acum, că este criza economică și a scăzut cam cu 15-20%, dar eu, investitori ca mine, cumpără pentru că ceilalți intră în panică. jucați la bursă? Nu joc, că nu e păcănea. Uh, investiți la bursă? Da, mă rog. Deci, asta... Vedeți în. Ne experimentat, jucăm da. la păcănele, da. Da, da, da La bursă este ca și cum ai cumpărat o acțiune La una din companiile mele Și în momentul când eu dau dividende Primești și tu, e același lucru Pentru că, de exemplu, eu investesc la bursă În indicele BET Indicele BET totalizează primele 20 de companii Ca și rezultate de pe piața românească Începând cu Transelectrica, Nuclear Electrica Banca Transilvania OMV Petrom și mai departe. Companii sigure la care nu are ce să li se întâmple. Unele dintre ele dau dividende din 3 în 3 luni, altele dau o dată pe an, altele nu dau deloc și atunci în momentul când investești într-un indice care conține mai multe companii, cum e la SP500, care îți primește 500 companii din America, riscul este zero. Chiar dacă una sau două companii cade sau se închide sau ceva, compensează celelalte. Adică randamentul la bursă este undeva la 10-15% anual, ceea ce înseamnă că în 7 ani de zile tu ți-ai dublat cei 100 de mii. Uhum. Dar la bursă nu se investesc sume mari, cum ai tu, investesc 100 de mii. Investești lunar, pe perioade lungi, sume mici de bani care la un moment dat îți aduc un venit pasiv care să-ți asigure independența ta financiară. Adică, după un calcul făcut de Ian cu Guda, nu de mine, în, dacă investești 15% din venitul tău lunar timp de 7 ani la bursă, după 7 ani, timp de 15 ani la bursă, scuze, după 15 ani de zile o să fii total independent financiar. Adică banii care îi ai acolo îți produc niște bani care să, nu te, să te facă să nu depinzi nici de serviciu, nici de business, de nimica, să-ți acoperi cheltuielile tale lunare curente. Din punctul meu de vedere, și bursa e un microb ca jocuri de noroc? Nu, pentru că eu, de exemplu, nu stau să joc la burse sau să fac trading sau ceva. Am, am contul la o firmă de brokeraj la Tradeville, am o aplicație pe mobil și în funcție de, de ei îți trimit pe, în fiecare zi pe mail 3 trei, trei știri, dimineața, la prânz și după masă sau două știri uh -huh. și acolo spun, uite, noi credem că ar fi bine să bagi bani acolo că cresc că acțiunea și up eu. adică în momentul când ai aplicație, tu poți singur să cumperi sau să vinzi fără să stai tot de ziua cu ochii în grafic, cu cum fac puști ăștia cu trading, că fac pe Forex sau ceva, câștigă și ei săraci șase luni și într-o zi au pierdut tot ce tot, au câștigat. Da. Adică, cu nu, e o chestie o sigură. De cu... Aici ai pe... Deci la bursă nu te gândi că obții vreun profit mai repede de 5 ani de zile. Adică vorbim de minim 5 ani de zile, perioada de maturare, să-ți lași bani acolo sau titlul de stat sau fond de investiții cu grad de risc mediu sau, sau dacă te pricepi la business și ai o experiență și-a lucrat undeva, poți să deschizi propria afacere. Câștigul uh -huh. este mai mare, dar și riscul este mai mare, știi, pentru că se poate întâmpla orice. De exemplu, din 1000 de companii în România, după 10 ani de zile, doar 0,5%, uh, uh, adică 5 companii dintr-o mie, 0,5%, reușesc să aibă un, o cifră de afacere de 1 milion de euro și un profit de 100.000 de euro, adică 10.000 de euro pe lună. Restul dau faliment sau nu fac nimic. Am înțeles. Deci vorbim Dar, de 0,5%. Știți, știți, știți ce mă, mă șochează? E mult spus mă șochează pe mine. Dumneavoastră ați creat uh, ați creat niște cazinouri și ați chemat lumea să joacă la cazinouri? Nu am chemat niciodată lumea. Mă rog. E o afirmație total greșită. Da. Niciodată uh, n-am chemat lumea sau niciodată uh. n-am spus că haideți la loc o să câștigați sau să vă îmbogățiți. Din contră, eu am fost primul din România care în 2007, acu... Asta vreau să vă zic. 2007, deci acum 16 ani de zile, am plătit o campanie din banii mei proprii, din buzunarul meu propriu, pe TVR1, care spunea că jocurile în noroc în exces creează dependența. Adică eu tot timpul i-am avertizat pe oamenii că jocurile sunt doar de distracție. Niciodată n-am afirmat, nicăieri nu o să găsești în spațiu public vreau afirmație abia că la jocuri tu poți să câștigi. Niciodată. Deci, Dar ni se poate când... câștiga pe bune? Păi poți să câștigi când mergi odată să câștigi, dar pe termen lung este doar distracție. Poate un dealer să dea într-o zonă anume? Nu poate, nu. E o vrăjeală. Păi era miliardar, miliardar acum dacă putea, nu era milionar, dacă un dealer putea să dea într-o zonă anume. Adică și dealerul ăla era milionar în euro, pentru că angajau cele mai tare din lume. Prin anii 2000, industria jocurilor de noroc era mult mai mare. Ce s-a întâmplat? Erau 17 cazinouri în București și... 20 în provincie, deci pe teritoriul erau 37 de cazinuri și în orașele mai mari câte 2-3, vorbesc de întâmplat? Cluj, de Timișoara, de Iași, s-a întâmplat că a scăzut foarte mult puterea de cumpărare și au dispărut foarte mulți bani cash de pe piață, s-a mai băgat și DNA-ul, au mai fost și scandaluri în presă și un cazinou are cheltuieli foarte, foarte mari. Deci cazinoare acum care mai sunt deschise la Merio sau la Radisson au cheltuieli în are între 500 și 700 de, mii de euro. Pentru că la un cazinou e deschis 24 în 24 și atunci ai 20 de de mese ori uh un crupier, un inspector, sunt 40 de oameni doar pe o tură și trebuie să ai 4 ture. 160 de oameni, bodyguards, chelneri, pitboși și manageri, ajungi undeva la un 500 de oameni. Un salarul mediu este 500 de euro, plus taxele pe sunt 300. 500 de euro mulți cu 800 sunt 400.000 de euro. E chiria încă vreo 80.000 de euro și alte cheltuieli ajungi la suma pe care ți-am spus-o și atunci clienții care vin să se distreze joacă 100 de euro, 1 milion, 2 milioane, 2-300 de ron. Nu ți-acoperi, tot să faci 20.000 de euro pe zi doar să se acoperi cheltuiele și atunci dacă n-ai un high roller care joacă 100.000 de, de euro n-ai cum să-ți acoperi cheltuiele da, mai și high rollere ăștia au dispărut. Nu mai sunt? Nu mai nu sunt. Mai sunt. Uh, mai sunt deschise cele două cazuri pentru că patronii sunt din Israel și au conexiuni foarte bune în Israel și și aduc clienți din afară, dar români să joace sume mari de bani nu mai există. Există o variantă să se interzică cazinul, la un moment dat se zvonea. Nu, no, nu e o prostie. Deci, de, eu de când sunt în Jocul de noroc, din 90, la fiecare patru ani ies politicienii și își fac campanie electorală pe spatele jocului de noroc. O să le interzicem, o să până la 300 metri, o să le reducem, o să interzicem, dar e, e doar un, un spod, ăsta electoral. Păi nu interesează. Sunt foarte mulți politicieni care sunt implicați în industrie, care sunt sponsorizați de firme de jocuri de noroc, care sunt asociați la firme, deci chiar nu interesează. Ei doar vor să-și facă campanie electorală și. E o mare prostie sau o mare greșeală să interzici jocurile, pentru că jocurile sunt de pe vremea uh, egiptenilor, că se jucau cu oase de animale, chinezii au inventat ruleta în 1500, în toate țările unde s-au interzis jocurile, cum ar fi Turcia, care s-au interzis în 97, sau Rusia sau ceva, a crescut criminalitatea de 10 ore. În Istanbul acum sunt vreo 8-9 cazinori uh, ilegale și când erau deschise erau doar 5. Nu poți să... Uh, oprești dorința omului de joc. Uite la noi în Faptul pandemie când au fost interzise jocurile, dacă te uiți în presă au găsit, s-au -au dus mascații prin Rahova, tripouri de jocuri de noroc, minore de 15-16 ani care se prostituau, droguri, cuțite, pistoale, deci nu e o soluție să le interzici. Trebuie reglementate, legislația e depășită pentru că uh, acum ar trebui Total interziție, jocurile aruncate prin baruri la țară sau prin cârcium, asta pentru că alea nu sunt spații dedicate. Suntem de, cu toții de acord că arată, merio o arată bine, radisson o arată bine, dar ce facem cu asta din cartier? Păi aici, sunt eu de, de ani de zile, dacă te uiți în, în presă, în articole pe care da, -am. am dat interviuri sau în în video am spus că jocurile în Cârcium n-au ce să caute, trebuie doar în spații dedicate pentru jocuri de noroc, pentru că acolo intră minori și acolo sunt cele mai multe scandaluri și probleme. minorii să intre, nu? Într-o sală dedicată de jocuri, nu, dar minorii nu au voie să joace la niciun fel de joc de noroc, dar într-o Cârciumă, într-un bar unde activitatea principală este bar, acolo este doar un barman, nu este cineva care să supravegheze permanent jocurile respective păcănele, minorul intră în bar, merge acolo și își bagă bagnota fără să-l vadă cineva. Pe când într-o sală dedicată de jocuri, acolo se uită tot timpul cineva, cine intră, cine... Tot absolut. Și din cauza asta, sau mai, mai e o problemă, mergem să bem la cârciumă, după cine ne-am bătat, am băut 3, 4, 5 beri, ne apucă cheful de păcănele. Noi nu ne-am dus cu intenția de a juca de la început, de, din stradă. Și atunci, automat, ne pierdem tot salarul și mergem acasă fără bani. Deci, alea ar trebui oprite urgent și cât mai repede. O altă problemă este că toată lumea spune că sunt o grămadă de dependenți, statul nu face nimic. Că noi în 2015... Ce ar trebui să facă statul? îți, păi explic. Eu, de exemplu, mă duc pe timpul meu și pe banii mei până licee și până facultăți, a fost într-o grămadă ultima vreme, să explic tinerilor că jocurile în noroc sunt doar pentru distracție și că să nu-și pună bază că ar putea să îmbogățească din jocuri sau să câștige nu știu sume de bani. Sau să se scoată. statul are 7 milioane de euro adunați de la organizatorii de jocuri de noroc pentru fondul ăsta de șoc responsabil de prevenire. prevenire nu s-au atins de niciun leu. Din 2015, de când s-a constituit fondul ăsta, în afară de a angaja 10 oameni care mănâncă din banii ăștia că și iau salarii, să-l administreze, în rest nu au făcut absolut nimic, n-au mișcat un deget, nimic, nimic, nimic. Și ar putea să uh, facă contracte cu ONG-uri sau cu persoane care ar putea să meargă prin uh, școli, prin licee, să ține conferințe, să ține seminarii, să explice pericolul uh, Jocul e noroc, asta ar, ar trebui să facă statul. Adică ar putea să facă o grămadă, nu fac absolut nimica, Decât să iasă la televizor să zică că trebuie jocul la 300 metri, păi dar de ce nu la 350 sau la 400 sau la 280. Eu, oricum e o campanie electorală, e o prostie. Deci, dacă ar fi așa, le-ar interesa pe toate, Că nu există în București o rază de 300 metri să nu fie vreo școală sau vreo bancă sau vreo ce mai, ce mai pusă acolo legislație, casă de a manet sau pa ce. Deci e o ipocrizie totală, e doar așa praf în ochii lumii, nu vor cu adevărat să se întâmple ceva. Adică ar fi soluții o grămadă să pot să limitez dependența sau accesul minorilor, dar nu se vrea nimica. ONG-ul s-a dus la vale pentru că l-au politizat de tot, adică toate companiile de stat, vorbesc de tarom, de loterie, de ong de tot unde s-a băgat politicul prea tare, le-au le pus pe butuci efectiv. Adică a început discuția cu loteria, păi noi facem loteria acum 30.000 de euro pe an profit și el a umflat și ungurii fac 200 milioane. 30 de milioane și ungurii fac 200 milioane da, în condiții da. în care ungurii nici măcar nu au păcănele, nu sunt păcăniști ca noi. Cele mai prost merg păcănele în județele astea unde spre dominant ungurii, Mure și Harghita, covaz și așa mai departe și nu vor să facă nimic ai noștri. Deci nu, pur și simplu, este o lipsă de, de interes și de implicare totală. Haideți să vorbim puțin despre loteria. Cum a fost experiența noastră uh, cu loteria română? Ciudată, să zic așa. Cât Pentru timp că ați fost? Vreo 8 de zile am fost acolo. Nu știam, am auzit la televizor că. Uh, da, veneați, uh, veneați după niște directori păguboși rău, nu? Deci, uh, chiar și nu neapărat penal. de directori directori păguboși, dar uh, statul român a fost căpușat de firmele grecești. Intra-lot, intra-com, ce mai erau ei pe -ți acolo. Țin minte că nu ați desfințat contractul. Da, da, da. da, da în perioada în care am fost eu acolo, da, uh, uh, am fost cu o echipă de oameni și am reușit. Uh, era o clauză de reziliere de 40 de milioane de dolari. Și niciun funcționar public, niciun ministru n-a avut curaj să desfințeze pentru că era frică că ar trebui să plătească. Dar era un co contract extrem de păgubos pentru statul român, în sensul că uh, grecii au vândut statului român 6.000 și vreo 400 sau 6.700 de păcănele la un preț dublu decât era prețul pieței pentru că au băgat varianta clasică pentru o firmă din Cipru și în loc să ajungă la 7.000 cât au dat pe ele, au ajuns la 14.000 România plus TVA. După care le-au luat 70% din încasări, adică cum îți vând eu ție apartamentul și după și chirie. Cam așa a fost Cam contractul, așa, știi? Da, da, da. Erau 6.000 ceva de păcănele. Ei ziceau că sunt VLT, pentru că loteria are o lege specială în care spune că dacă ei operează jocuri care sunt monopol de stat, videoloterii terminal sau 6 din 49 sau scratching ticket, astea, lozuri rezuibile sau uh -huh. așa, nu e nevoie să plătească taxe ca și un joc. Și mai spune tot legea loteriei că dacă ei exploatează aceleași jocuri ca și agenții economici privat, trebuie să plătească taxe ca și agentul economic privat. Și atunci grecii ca să nu plătească taxe au declarat care sunt videoloterii terminal. La un moment dat a fost un control al gărzii financiare care și al Consiliului Concurenței, care au demonstrat și au arătat prin metrologia română că, de fapt, și ale erau tot jocuri de păcănele sau slot mașini ca și la agenții economici privați. Și atunci, practic, grecii nu plătiseră 2000 de euro pe an taxă de licență pe fiecare aparat. Mulți cu 6000 de 6000 ceva de aparate erau 12 milioane, mulți cu 4 ani erau 50 de milioane. Plus că, dacă operezi jocuri de noroc la negru, se confiscă sumele încasate, care ajung, deci plus penalizări, plus dobânzi, s-a ajuns la undeva la 2-300 milioane de euro bani care ar trebui să-i dea grecii statului român. Deci cineva un... câștiga? În perioada asta, nu? Păi câștigau politicienii corupți, pentru că grecii dădeau șpagă peste tot, de -aia au fost lăsați să facă ce vor. Și credeți că directorul. Mi-aduc aminte că era un director Cristia care a făcut contracte cu grecii și când am fost eu la, la obor, la tipografie, erau niște femei că noi și acum mai avem de aia cu capse care nu mai există în Europa. Că ia o tipografie, tipografie Heidelberg la... Avea atunci cumpărată cu vreo 2-3 ani în urmă de bine, Dumnezeu să că a murit directorul dinaintea noastră și nu foloseau, foloseau numai presă de aia ca să preseze lozurile alea care se, se rup. Și povesteau femeile alea de acolo, erau niște tântici cu hala de la Albastru și cu Ecuson, cum era vreau Ceaușescu, că venea Cristia și punea deoparte losuri cu daci și uh, când erau Crăciunul și uh, se dădea la fiecare minister o pungă cu Loteria Română, cu agende, cu Pix, da, cu nu știu da, da. ce, le băga câte un los cu daci în, 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 în agende. Povesteau femeile de acolo de la Loteria, dar a rămas cu gura căscată. Deci cam da, la seama, nivelul ăsta... Vă seama ce nivel? Da, cam Rușinos, la nivelul ăsta era. Da, adică... da... da. <laughs> Acum, și acum se practică, dar alt, prin alte metode. Dar, sincer, domnul Constantinescu, 6 din 49 e pe bune? E 100% pe bune pentru că nici nu au interes să facă vreo șmecherie, pentru că, practic, din banii care se adună de pe biletele de la 6 din 49, jumate sau 60% și la loteria română, și restul se dau premii. Deci nu au niciun interes să facă vreo șmecherie din moment ce câștigă destul. Uh, da, este ce... coincidența, domnul Constantinescu, că se câștigă în perioada unor. Nu e nicio sinistă, îți explic că toți politicienii sunt de Înainte, deci la jocul de 6 din 49 sunt 14 milioane de, de, de uh, variante de. știi? Adică de tragere, șansa, da? ta, șansa ta de câștig la primul cel mai mare e 1 la 14 milioane, Adică înseamnă 0,0007 de 0 și 7 la sfârșit înainte se jucau 12 milioane de variante din cele 14 pentru că biletul era un leu, varianta era un leu, da? Și juca toată lumea. Un leu nu era nimica. Politicienii s-au gândit că să mărească la 4 lei sau la 5 lei, adică să au zis, bă, dacă mărim de 4 sau de 5 ori costul variantei, înseamnă că o să câștigăm de 4 sau de 5 ori mai mulți bani, da? Ceea ce e o prostie, nu? Ca și cum spune acum, căștile astea de 5 ori mai scumpe și o să le vindem, adică o să încasăm de 5 ori mai mulți bani, e greșeală. Și atunci, în loc de, 14 milioane, în loc de 12 milioane de variante din 14, au început să joace câte 3-4. Adică dacă tu ai 14 bilete într-o căciulă și doar 3 câștigătoare, e foarte mică șansa să iei un bilet câștigător. Și atunci se câștigă o la 3 luni, la 4 luni și lumea zice, domnule, să câștigă de alegeri sau de Crăciun sau de Revelion, de atunci este mai, mult lumea, mai mult lumea pe stradă de alegeri, merg cu familia la vot sau merg da, de da, da, da. de sărbători, ieșim afară, mai facem cadou câte un bilet la loto, câte un los și din cauza asta. Dar în rest, totul e pe bune. Noi 100 Vă aduceți o aminte de fosta președinte Doamna Mincă? Da, Liliana Doamna, da, doamna, da. doamna Mincă era bănuită că bilele alea le au cu căldură Nu, nu, e o prostie E o prostie și asta Deci nu are nicio treabă cu... Deci e, e pe bune 100% Adică pot să spun eu ca specialist de 30 de ani de jocuri de noroc Că nu se face nicio șmecherie Că nici n-au interes să facă vreo șmecherie Deci, da, da Încă o dată, nu mi-ați răspuns la o întrebare De ce... Ei se câștigă în anumite momente cheie. Ce înseamnă în momente cheie? În, în, în timpul unor alegeri. Păi să ți-am spus, că este lumea mai mult pe stradă și se joacă mai mult atunci. Adică din ele sunt 14 milioane de variante. Dacă nu-s alegeri sau nu-i Crăciun sau nu sunt zile libere, se joacă 3-4 milioane de variante. Când e Crăciun sau zile libere sau alegeri, se joacă 10 milioane din 14. Adică din 14 bilete într-o căciulă sunt 10 câștigătoare. Deci e mai mare șansa să se câștige. Cauza am înțeles, asta. am înțeles. Ați cunoscut vreodată vreun câștigător la loto? Mulți am cunoscut după statistica mondială, 70% din câștigătorii la loto după 5 ani de zile devin ori mai săraci, ori divorțează, ori se sinucid, pentru că noi nu suntem pregătiți din punct de vedere psihic să ne schimbăm viața după o zi pe alta. În străinătate, la majoritatea loterilor europene, nici nu-ți dau banii direct, trebuie să aduci dovadă că ai făcut 10 ore de consiliere psihologică și 10 ore de consiliere economică, pentru că dacă spun acum ție 100 milioane de, de euro în brațe, o iei razna. Și plus că ți-aduc da? aminte rude și prieteni de tine care n-ai auzit de ele de 20 de ani. Și, mai vine și o păsărică de vreo 19 ani care spune ce frumos ești, ce mușchi ai și ce băiat deștept ai și gata. Era un, când eram la loterie, un moș din Bacău avea vreo 82 de ani, așa, s-a îndrăgostit brusc vecina lui de 19 ani de el și a fugit de la baba vreo 3 unde de acasă, a venit în fundul gol fără niciun ban și la prime baba, da, că n avea ce să facă cu el. Sau mai a fost unul din, nu mai știu de unde, din călăraș, din, nu mai ții minte, a cumpărat 7Q7, pentru că uh, și-a cumpărat el, soția a zis că divorțează să-i cumpere și ei, după aia sora soției, după aia cumnatul, după aia soacra și au cumpărat șapte q șapte, și s-au rugit în fața blocului, că nu mai aveau bani nici de plăcuțe, nici de benzină, nici de nimic. Adică... Da, da, chestiunea asta e o chestie omenească, nu trebuie să fii nici neamț, nici ungur, e o chestie firească, că banul îți ia mințile. Da, de ce să spun, 70% deci, după statistica mondială, nu din România, uh, își ne nenorocesc viața prin câștigul la loto. adică Devin mai săraci, mai... Dar să nu vă luăm banul mintea? Ba da, -ați avut și până mintea. în 96, când am dat faliment, îmi luase banul mintea. Mintea eram cel mai șmecher, cel mai tare, cel mai așa și am cheltuit tot cât am câștigat. Și după aia, când m-am trezit la realitate, mi-am dat seama că mi-a luat banul mintea și am început să văd lucrurile altfel, știi? Dar, într-adevăr, și mie, în 92, când câștigam 30.000 de pe, dolari pe lună, era un apartament la unirii 6.000 astea de la fântând, că erau de astea imobiliare, da, rezidențiale, da, da, da. nu știu ce. Gândește, acum un apartament la 200 de deci eu câștigam 5 apartamente pe lună, adică câștigam un milion pe lună, era, eu când câștigam 30 de mii pe lună. cu ce business? Păi cu păcănele, am avut două păcănele, după aia 5, după aia 10 și până 93 n-au fost taxe, nu au fost impozite, n a fost ANAF, n a fost nimic, adică aveam o să ceva de aparate și făceam foarte mulți bani. Și, dar au venit prea mulți prea dintr-o dată, aveam 20 ceva de ani și mi-a luat, mi luat valo, știi? Adică am cheltuit tot cât am câștigat. Mașini scumpe, excursii la Hong Kong, avioane, tot felul, bărci, vacanțe luxoase și e foarte ușor să cheltuie. adică nu e nicio problemă să mai, cheltui. Mai, am tot văzut și joc la loto, tot ce cei drept, și la, la Unirii, la agenția de la Unirii și văd tineri care um, așteaptă un moment al zilei să bage 100 de lei că dă aparatul înapoi. E o, e o mare prostie, da, da, da. E o mare prostie și... Pentru mi-e un miraj să-l să văd, da. cum stă și așteaptă. Da, e o mare prostie. Ia o impresia Deci... Normal aparatele astea dau cam 90, 92, 94%. sunt programate? Pe aut, da, da, da. Dar ăsta e un procent teoretic. Ce înseamnă procent teoretic? Aparatul când îți dă o specială, de aia trei bile, nu știu ce. Da. El consideră că ți-a dat câștig, chiar dacă tu nu scoți banii. De obicei, cei care prind o specială joacă în continuare că în speranța că vor câștiga și mai mult dar procentul real al aparatului e cam 70%. Și atunci dacă ei tineri te văd până ei că ai băgat 10 milioane, ei au impresia că dacă tu pleci de acolo, ei o să primească 7 milioane. Ceea ce e greșit, că aparatul poate să-și regleze procentul ăla de câștig în 6 luni sau în 3 luni sau într-un an de zile. Deci e o prostie să stai după unul, sunt mulți vânători de ăștia că a băgat unul și când aparat și da aparatul acum în momentul ăla sau peste 5 minute sau peste 10. Nu există. Adică aparatul se poate regla în câteva luni de zile sau Sii? Uh -huh. Nu E E o boală, jocul de noroc? E o dependență, ca și țigările, ca și alcoolul, ca și tot Adică în momentul când fumezi la o petrecere, o țigară, zici că de distracție După aia mai fumezi încă una și mai... așa e și cu jocuri Adică eu tot timpul am spus la oameni să gândească cum gândesc cu occidentalii Am făcut școala în Vega și acolo americanul își fixa un buget Și zicea mă duc să mă distrez de 1000 de dolari Sau mă duc să mă distrez de două Sau mă duc să cheltui la noi omul zice, mă duc să câștig și în momentul când tu spui ceva în cap și n-ai reușit, devii frustrat și încerci să-ți acoperi greșeala. Și atunci zici, bă, dă și mie 100 să mă scot, dăm -mi și mie 200 și intri într-o gaură de aia dincă. Dacă tu de acasă îți fixezi un buget în care spui, mă duc să mă distrez de o anumită sumă, n-ai ce să se întâmple. Ca și cum te mult la mola să-i bă, am 1000 de ron, mă duc să-mi iau cămăși și pantaloni. Și atunci când e cheltuit pe aia pe cămăși și pantaloni, nu-ți rău că de te-ai dus. Să -a fost scopul tău de acasă. Scopul inițial, mamă, mi-am luat cămăși, ce am făcut, m-am nenorocit, știi? Pentru că asta ți-ai propus. Dar tu când mergi la jocuri, am 200 de e, e, dolari, mai am nevoie de 100 să îmbrădesc chiria și tu ai pierdut și pe aia 200, intri în panică, devii frustrat și da, da, de acolo pornește toată problema, știi? Adică nu te duc cu gândul la jocuri să câștigi, te duci să te distrezi. Dacă și câștigi, ce bonus, dar te duci te distrezi. Te ai pierdut niște timp, s-au mișcat ecranele aia frumos, ai mai băut un suc, o cafea și aia, e, ți ai, Ți-ai petrecut niște dar timp. Statul ajută genul acesta de persoane adică? să, să, scape de dependență? Nu, deloc, absolut. Ți-a zis, s-au adunat șapte milioane, n-au făcut nimic. Nu interesează. Pur și simplu nu interesează. Politicienii sunt doar ipocriți, doar dau din gură, dar, dar cum nu fac nimic. o campanie de prevenire și de. Păi aș, face, aș, aș vorbi cu, cu niște ONG-uri, aș face niște filme filmulețe, niște chiar filme artistice de scurtmetraj cu niște situații. Aș lua în interviu la niște foști dependenți ca să spună prin ce au trecut, adică genul ăsta de, de campanie aș face, știi? Adică uh -huh. s-ar putea face o grămadă de chestii, cum fac și englezii și cum fac și alte țări. La noi se face nimic, adică nici bine, nici rău să zic ceva, pur și simplu au banii adunați și îi țin acolo. Am înțeles. Dar vreau să mă întreb altceva. Te rog. Apropo de, jocul jocurile astea de noroc, uh, Credeți că sunt finanțate și de politicieni? Cum adică finanțate de politicieni? Jocurile de noroc, adică uh, sunt, nu finanțate, sunt protejate și de politicieni. Păi, ți-a spus, sunt politicieni care uh, au. Adică au interese, au. Sunt politicieni chiar din poziții cheie în statul român, care nevestele lor au firme de jocuri de noroc. Adică nu și pun pe numele lor, își pun pe numele nevestelor. Sunt chestii publice, le găsești pe Google cine sunt, cum sunt. Adică sunt o grămadă de politicieni care uh, uh, au venituri din jocuri de noroc. În plus de asta, în provincie sunt multe firme de-astea mici care sunt la semi, la negru, pentru că au mai multe aparate dublate, care sponsorizează tot felul de campanii electorale, ba la primari, ba mai sus, la județ, ba la deputați, ba nu știu unde. Știi? Și atunci, normal că au interesul să protejeze evaziunea și. Pentru că ți-a zis, legislația trebuie schimbată urgent. Așa evaziune fiscală cum e acum, n-a fost, pentru că sunt foarte multe. O au pierdut controlul, nu au suficienți oameni și n-au cum să controleze toată piața asta care s-a extins enorm de mult. Și atunci ar trebui un pic resetată toată treaba. Este de notorietate faptul că, pe la Unirii, puțin mai sus, blocul loteriei. Ok. Au câștigat niște oameni și nici până ziua de astăzi n-au intrat în posesia apartamentelor. Ce știați dumneavoastră? Apartament, ce, ce apartamente? Uh, uh, cum se numește? Blocul loteriei, ăla cu arcul. Și au câștigat oameni uh, apartament. Uh, uh, lângă pasajul? Uh, Mărășești, mai încoace. Uh, 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 da. Era un bloc al loteriei, da, dar... Da. Și au fost foarte multe reclamații și chiar dosare penale în care oamenii n-au intrat în posesia Nu N-am auzit așa ceva, e prima dată când au de la tine. Deci nu știam. Nici în presă n-am văzut, nu. nu. Și nici... Păi de ce să nu le fi dat apartamentul? Nu ca știu, ces... nu știu. Că blocul m-a înțeles că jumătate e gol acolo. Păi probabil că ea care deci au cumpărat sau nimic. vândut, nu știu nimic. Dar nici n-am auzit, nici pe care în presă, că tot ce apare de loterie, automat, în sare în ochi și citesc. Absolut da, 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 da. Tot. tot de pe vremea domnului Cristea. Bine, atunci s-au întâmplat multe măgării și multe porcării și știu că s-a făcut și pușcărie din da, 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 toată nebunia aia de acolo, dar asta de chestia asta cu apartamentele, au zis ceva cu niște vile pe la Poiana Brașov, ceva, tot ale loteriei erau și tot în genul ăsta, dar chiar nu știu să zic. Dar că... patrimoniul loteriei ce înseamnă acum la ora actuală? Ce știți? Nu știu, știu că e cu un picior în groapă, pentru că au foarte multe spații care sunt într-un stadiu de degradare avansat, da. din 2000 de locații care operează ei, 1000 sunt ale lor în sensul că plătesc chirie sau sunt proprietari și 1000 sunt în spații mandatare. Și din alea 1000 de spații, vreo 300 n-au wc -ul. adică femeia când îi vine să facă ceva, trebuie să închidă, să-i dea pe afară de la păcănele, să iasă afară să caute un wc -ul. ceea ce e, e posibil în 2023 e, cum să zic, e aberant să se întâmple chestia asta. Au tot timpul Consiliul de Administrație oameni puși politic, amante, neveste, prieteni, lipitori de afișe și atunci normal că treaba nu, nu se mișcă deloc absolut. Adică nu e posibil ca tu să faci 30 de milioane la loterie când doar o firmă de pariuri de mărime medie face de 50. E de când am plecat eu la loterie, nici acum n-au pariuri sportive, n-au online, n-au bilete online, n-au uh, site online, n-au nimic, 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 nimic. Deci doar sunt și acolo au... oameni care căpușează, sunt foști consilieri de la președinți care nu fac absolut nimic, așa au 6.000 de euro pe lună, 7.000 de euro de ron, 6.000, 7.000, 8.000 de ron și nu fac absolut nimic, zero, niciun fel de activitate. Și o altă chestie dubioasă, să dai totuși tragerea lotul unei televiziuni private, Păi bine, probabil că a fost licitație, nu știu exact cum s-a făcut, dar probabil că a fost... Da, vi se pare normal să fie pe o televiziune privată și n-ar trebui să fie pe televiziunea publică? Adică, păi, eu, Loteria de obicei că lucrează cu firme private, intră în SEAP și fac licitații și probabil că au primit cea mai bună ofertă. Oricum nu cred că să uită mare lume, adică nu cred că și-a câștigat televiziunea privată, nu știu ce audiență, din cauza tragerii de la loterie. Nu, nu cred că e o afacere pentru cineva, nici pentru televiziunea privată, nici pentru loterie. Normal trebuia să fie pe cum zici, că fiind două firme de stat și n-ar fi trebuit să plătească nimic, că n-a ei acolo, a statului și una și alta, dar nu știu Autoritățile exact. pot să controleze loteria? Adică, cum ați spus, garda financiară sau... Mm -hmm. Mă rog, nu mai există garda financiară. ANAF-ul, da, ANAF-ul Anaf poate să controleze, mai este corpul de... Ei aparțin acum de Ministerul de Finanță, Finanțe, cred da. că, sau de Economie, nu mai știu... Finanțele, finanțe. Cred că de economie aparțin acum, de Ministerul Economiei. Nu știu dacă eu mutat la finanțe, dar când am fost la guvern, aparțineau de. Că era Virgil Popescu, era ministrul Economiei și de el aparținea loteria. Dar controlul să se fac superficial. Deci, de câte de ori au că trimite corpul de control un ministru sau altul, el l-a făcut la mișto ca să tot așa să apară pe ziar că e corpul de control, se întâmplă nu știu ce, dar nu prea se întâmplă nimic, știi? Dar în timpul mandatului ăsta a intervenit cineva pe la noastră să vă roage cu ceva? Păi tot timpul politicienii fac presiune pentru că ei sunt obișnuiți ca să căpușeze firmele de stat, să-și angajeze amantele, nevestele, copiii, frații, cumnații și așa mai departe și tot timpul veneau, erau telefoane care uh, se făceau presiuni să angajez pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Adică asta și ați eu, angajat? Eu nu, că nu eram. Eu eram consilier, nu m-am dus președinte acolo. Eram consilier, eram pe partea de operațională, de tehnică și așa mai departe, dar nu, nu s-au angajat pentru că nu s-au făcut angajări atunci. Nu nu s-au angajat. Cel puțin nu ți minte să se fie angajat. Dacă, dacă mai s-ar da o dată ocazia să mai fiți încă o dată președintele loteriei, ce, cum ați revigora această instituție care e foarte importantă? E foarte importantă și ți-am zis, nu se vrea, pentru că eu când am fost la guvern atunci, am propus lui Virgil Popescu o grămadă de soluții, un plan de afaceri concret cu ce ar putea face. Din, 2011, din 2011 sau 2012, ți a zis, ei nu mai au pariuri sportive, nu online, adică potențialul loteriei române e undeva la 200-300 de milioane de euro anual și ei fac 30, pentru că nu vor. Deci există doar reavoință, nu există... Până la urmă, incompetența asta și prostia aduc loteria în situația în care, este, pentru că ne fiind oameni specialiști, sunt oameni care sunt consilii de administrație la loterie, care sunt și la Nuclear Electrica, și la banca nu știu care, care a de stat, și la fondul nu știu care. Adică ei se, se pricep la toate, și la jocuri de noroc, și la energie, și la bani, și la. și au mii de euro pe lună. Adică nu e ok ce se întâmplă. Știi? Ar trebui puși specialiști care au experiență din industrie, numai la loterie, și la Tarom, și peste tot, și atunci ai putea să revigoreze firmele de stat. Atâta timp cât politicul căpușează firmele astea care ar putea produce bani de statul român, nu o să întâmple nimic bun niciodată. Care a fost cel mai bun director al loteriei, după opinia noastră? Nu știu, n-a fost niciunul, cred că. Niciunul n-a Nici fost. doamna din... MINCA? Nu, nu, nu. MINCA era bună de gură, adică. Dar, așa, chestii concrete n-a făcut. Adică, eu m-am mai certat cu ea pe la televiziune, mai băgau ăștia în direct când era, ne mai certam, ea e simpatică, așa de felul ei, dar nu era specialistă de jocuri de noroc și putea să facă și ea câte ceva pe acolo. Dar, nu, n-a fost ce trebuie N-a fost ce trebuie. Și sediul ăsta tot așa cu multe semne de întrebare. Păi știu că au fost tot așa niște dosare penale, da. le-au cumpărat de la Copos parcă, nu? Da, da, sediul ăla. Da, da, da. Atunci a fost și cu spațiile, cred că Copos de-aia a făcut și pușcărie pentru asta cu loteria, nu? Uh, unul dintre dosare, dar da. tot așa. Uh, haideți să vorbim mama, despre dumneavoastră. Care sunt pasiunile noastre? Ce pasiune aveți? Pescuitul. Asta e cea mai mare pasiune. Merg tot timpul. Acum o să plec în, în nordul Canadei la pescuit în. În Iulie, merg. Dar de ce, tocmai în Canada? Pentru că merg, eu sunt pescar de, de răpitori, în general. Nu-mi place Aha. la crab sau ceva, și acolo sunt la cele, munte. cele mai mari, știu, și. Ever. Am fost în Irlanda, la pescuit de știu că la Shannon, în Irlanda, în, în Suedia, la Ionkoping, la vreo 100 de km de Göteborg. Deci îmi place pescuitul și am o gașcă de băieți faine, câțiva băieți cu care mergem peste tot. Mergeam în delta, dar din cauza braconajului și din cauza distrugerii care s-a făcut, nu mai pot să prind pește deloc. Știu că am sponsorizat acum vreo 2 ani de zile un concurs de pescuit, n-au venit vreo 100 de echipaje, pe la Lebă, dar pe în Crișan, și din 100 echipaje cu străini, cu români, n-au prins știu sau 3, au prins doar avat sau ceva, de deci, seama. Și înainte prindeam singur câte 50, 60, 70 de bucăți. Deci au distrus și delta pentru printre alte. Deci asta ar fi cea mai mare pasiune a mea, pescuitul. Pokerul, a doua pasiune, îmi place foarte mult să joc poker și pokerul te învață și îți dezvolt o grămadă de skill -uri. Răbdare, în primul rând, pentru că eu sunt un om care nu are răbdare și acolo la un turneu de poker trebuie să stai câte 7, 8, 10 ore pe zi în fiecare zi la masă și durează câte o săptămână. Și atunci am... Cât ați câștigat cel mai mult la poker? Nu știu, nu mai țin minte. Am câștigat toată și locul 4 la un high roller în... Hai, rolul înseamnă miză mare. Așa, la, la Londra, la Unibet, am mai câștigat niște turnee, joc mai mult pe afară, pentru că aici, dacă încerc să joc tot timpul, din cauza că mă cunosc toți, toată lumea vine la mine la masă, mă întrebe ceva și trebuie să te concentrezi la poker. Trebuie să uh, citești poker face-ul jucătorului uh -huh. de la masă, trebuie să urmărești fiecare mișcare, adică sunt mulți jucători care stau tot timpul pe telefoane, nu o să aibă succes. Jucătorii profesioniști, în general, sunt atenți la evoluția jocului de la masă, la poziția de la masă. Și Există judecă, juc, jucători profesioniști, adică. O... Foarte mulți, foarte mulți oameni, și la noi în România sunt cel puțin 1000 de oameni care trăiesc doar din poker, dacă nu mai mult. Dar. Dar asta nu știm, nu? Asta știm. se face. Păi, Simpii. bă da, dacă te uiți pe. este un site, random Mob se numește. Dar așa se scrie, nu hand, adică hand, știi? Hand da, on Bob da. se scrie și acolo vezi toți tot jucătorii din România că acolo sunt înregistrate uh, câștigurile cel puțin pe partea... Și sunt jucători români mulți care au câștigat deja peste un milion de, de dolari din, din uh, poker. De-aia sunt competiții de poker și de-aia uh, sunt campion de poker, pentru că poți să treci din, uh, din poker. Uite, cel mai mare jucător din lume e Daniel Negreanu din jucător de origine română, l-am adus de două ori în România, odată la Novotel când aveam cazino în 2010 și odată la Intercontinental când am făcut cu Poker sau Eureka uh, Poker Tour și el are până acum vreo 60 de milioane de dolari din uh, câștigați din uh, Și din noi știam poker. că frații Becali sunt cei mai mari jucători. Nu, ei au fost jucători de, de casino în general, uh, nu neapărat de... de și uh, Victor a jucat mult mai puțin, Giovanni era împătimit așa de jocuri, dar na, cu vârsta și cu situația s-a mai lăsat, adică nu prea, adică nici nu l-am mai văzut de ani de zile în, în cazino. În cazino, da. Dar Ultima dată a făcut atunci, a la ăla, când a avut uh, World Poker Tour la Novotel, uh, care s-a mediatizat foarte mult și a ieșit pe YouTube când dă cu jetoanele, da, da, da în, da, când cu jetoanele. în aer. Da. Dar devin agresivi oamenii ăștia când pierd în cazino? Păi, uh... Îi protejați? Adică în, ce sens? în sensul că, domnule, lasă să facă, a pierdut bani, lasă să strântească. Să... Nu, nu, nu. nu. Adică cel puțin în cazurile astea mari, cum era la Hilton, la Marriott, la Novotel, la asta, nu prea se permiteau. Sunt, erau cazuri astea mici de cartier în care li se permitea orice. Mai erau interlop de ăștia care dădeau cu scrumiere sau pau sau ceva. Da. La noi n-a fost cazul. Adică am scos imediat afară cu Buddy niciodată n-am... Și se știa că nu-i loc. Omul face chestia asta în momentul când când știe că e loc și că-i permit. În momentul când vede că nu-i permit și a încercat o dată, stă liniștit. Adică dar chiar ăsta... făcut, nu pot să cred că n-ați făcut un compromis vis-a-vis -vis de un client în uh, toată, toată cariera. Am făcut compromis, dar doar uh, toate ca au nu un, uh, un uh, private room, adică un salon da. privat și acolo unde nu-l nu vede nimeni și nu deranjează pe nimeni. Dar fără să scui pe angajații sau fără să agreseze angajații, că... Uh, deci mulți el părut în cap la private room, era ok, dar nu să agreseze angajații. Asta nu am, pari, niciodată și n-am făcut niciodată de compromis cu chestia asta cu angajații. Dacă să-i dați o masă singur, cam cât trebuie să aibă în buzunar? Acum eu nu mai sunt implicat în operațiuni, dar pe vremea aia trebuia să aibă minim 100 de mii ca să poată să beneficieze de o masă privată. 100 de mii și... Da. Se câștiga de multe ori? Mai câștiga, mai pierdea. Au fost situații când a a pierdut 2 milioane, a fost situație când a câștigat 2 milioane de dolari sau de euro, adică depinde. De care a fost cel mai nefericit moment din cariera noastră la casino? Nefericit, când vezi un om că vine cu milioane și ajunge boschetar, asta e cel mai nefericit, adică trebuie să ai stomac să treci peste asta. Dar ți-am zis, am conștiința am păcate pentru că pe niciodată de când în toată cariera mea de operator de jocuri de noroc, n-am spus la ceva, du dute la casino că o să câștigi, dute că o să iei premiul cel mare, dute că nu știu ce. Și în general, cei din industrie nu fac chestia asta. Adică am o grămadă de prieteni care sunt încă în industrie și niciodată nu am auzit pe niciunul să zică haideți la noi să câștigați sau ceva. Uh, și aici sunt o grămadă de ziare, mai mult de astea locale, care uh, sunt plătite de agenții de publicitate, de firme de jocuri și atunci zic uh, veniți să câștigați. Eu aș interzice chestia asta, adică să inducă și în foarte multe țări europene este interzis genul ăsta de reclamă în care tu chemi oamenii să câștige la jocuri de noroc și ar trebui și la noi să se ia măsuri și să se interzică. Sau nu sunt de acord cu reclamele astea pe bloc de 14 metri cu vedete semidezbrăcate în fața spun. școlilor. Și eu de ani de zile am ieșit în presă, chiar dacă încă eram în industrie în care am spus... Scos... Uitați, caz concret și i am spus că a fost pe locul meu și am zis, băi, Serghei, tu faci reclamă la un joc și tu nu joci. Are și el nevoie de bani, că viața e grea. Cât bani să câștigi dintr-o campanie? Păi da? poți să câștigi. Deci dacă ești adică imaginea unei promovez... firme de jocuri de noroc, poți să câștigi de la 100.000 de euro în sus pe an, ceea ce poți să-ți asigure un venit constant și sigur. Dar da, el nu joacă. Păi și ce, alte vedete joacă? Păi nu știu. Și acum... Că păi tot ei sunt tot... influenceri, cum e Serghei și cum sunt alți influenceri, ei fac reclamă unor firme pentru niște bani și asta este. Și acum, fără să-mi dați un nume și... Uh, cu, cât puteți dumneavoastră să ne spuneți veneau persoane publice vedete să joace în Dar au venit și vin tot timpul și mulți care se fereau mergeau la avionul și am, am venit cu persoane publice și vedete în Budapesta că sunt trei cazinări acolo Las Vegas, Tropicana și încă unul nu mai țin minte cum îl cheamă da, da, da. și ca să nu-i vadă lumea România mergeau în Ungaria și jucau adică tot timpul au deci fost deci aveau și... bani Da, 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 da un caz renumit după revoluție era Horia Moculescu care era un nume atunci Acum acum mai Dar atunci era un compozitor în, în floare și era dar nelip... da, nu juca la masă, juca la de... păcănele, nu? Nu, nu la masă, de la joc masă... la ruletă, da, da, da. Era 92, 93, 94, 95, perioada aia. Deci era nelipsit, era zilnic, zilnic, zilnic în cazii, nu în fiecare zi, în fiecare zi. Și mulți mulți alții, mulți Dar Doamne, nu prea. Și Doamne, dar mai puțin, adică să zic un 20%, 80% bărbați și 20% doamne. Sunt și femei care joacă. La noi n-ai mentalitatea asta că femeia trebuie să stea la cratiță, dar în America sunt foarte multe. Acolo cred că e jumate, jumate. Adică dacă cât am stat în Vegas acolo și tot eram în cazino, vedeam foarte, foarte multe femei care jucau și femei în vârstă. Bine, ei, ți-a zis, o iau ca distracție, adică își fixează un buget și după aia, indiferent câți bani mai ai tu un buzunar sau câte carduri mai au, nu mai scot. A zis. Ei, legislația în America e altfel. altfel. Da, în fiecare țară e legislația adaptată pe legislația generală a țării respective. Adică știi? protejează judec jucătorul? Nu neapărat că protejează jucătorul, dar jucătorul are alte mentalitate decât în țările foste sovietice sau este europene sau uh, balcanice sau uh, noi suntem împătimiți cu jocurile și n-am avut educație și grecii și românii și bulgari, și toți în vest e altă mentalitate acolo și englezii uh, am tot mers mult și am jucat poker prin le din Londra și acolo tot așa englezul vine cu 200 de lire să-și cumpere jetoane să joace cash la joc și în momentul când a terminat chiar dacă are cu de bani sau are carduri nu mai joacă s-a distrat, s-a simțit bine o oră, două, trei și pleacă acasă Românul nu vrea să piardă și atunci toți mă înjură pe mine sau pe alții care se ocupă de jocul băieți, de criminalilor, ne-ați distrus, ne a luat femeile, ne a luat casele. Păi te-am îndemnat eu să vii să joci când, când câștigau ceva, am făcut, fraierilor, v-am făcut și știi? Adică omul nu, nu, acceptă să piardă, asta e problema lui. Nu, 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 vor să piardă. Bă, dacă nu accept să pierzi, n-ai ce să cauți acolo la jocuri de noroc. Trebuie să te gândești că în momentul când ai pășit în care sau într-o sală de jocuri, s-ar putea să și pierzi, nu neapărat să câștigi. Trebuie să Correct. accepti chestia asta, știi? La noi nu acceptă. Ei Cum vor să doar accepte? să câștige. Dar ați văzut că și pe TikTok și pe Facebook mai sunt niște filmulețe de astea în care tinerii distrug aparatele. Cum vedeți uh, chestiunea asta? Păi foarte mulți care au, i-ai văzut pe TikTok sau pe rețele de socializare că distrug, ori au ajuns la pușcărie, ori au plătit și plătește și acum au luat credit la bancă ca să poată să plătească. Eu au dat firme de jocuri în judecată, un aparat de la sare de 10.000 de euro. Și acum depinde cât de tare a dat cu scaunul nu știu ce componente distruge, dar s-ar putea ca o distrugere de asta să nu coste mai puțin de 3-4.000 de euro. Dacă distruge 5, de aparat, 5 aparate, are 20.000 de euro de plătit și va plăti banii aia. Adică, automat, serie de jocuri fac la toți absolut plângere penală și este distrugere. Uh -huh. Și bagă pe codul penal pe distrugere aveți de bunuri. Aveți o statistică câte săli de jocuri de noroc sunt în București? Nu am nicio statistică. Pot să spun că, ca număr de aparate la nivel de țară, sunt undeva la un 78.000 de aparate. Suntem pe locul 8 în Europa, ca număr de aparate raportat la numărul de locuitori. Aha dependențele nu sunt așa de multe cum tot țipă presa sau cum tot spun politicienii, nu suntem la un nivel așa de, de ridicat, adică au făcut une o statistică acum vreo 3-4 ani în care spuneau că mai mulți oameni se sinucid în dragoste decât în păcănele sau în jocuri de noroc sau ceva. Uh se exagerează foarte mult, adică e un subiect care place presei și politicienilor și atunci au tot bagă cu jocuri, 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 jocuri. Se a zis, legislația e depășită e din 2015, mai sunt 2 ani și fac 10, face 10 ani, urgent trebuie schimbat odată să nu mai fie licență pe fiecare aparat în parte, să fie pe sala de jocuri pentru că și eu ne va controla. Sunt foarte multe aparate la negru, la nivel de țară, foarte, foarte multe, mai ales în sate, până cârcium de-astea pe la țară, pe nu știu unde, unde sunt în cârdășie cu șeful de post, cu politicianul local, cu nu știu ce și îmi par toți banii. Astea trebuie să dispară cât, cât mai urgent, pentru că acolo nu pot să previi să, să, fie un joc responsabil, să nu lași minorii să joace, să nu lași dependenții să mai joace. Acum s-a dat și foarte bine că s-a dat și legea autoexcludere. Adică dacă tu mergi la o rețea de săl de jocuri și spui, domnule, eu cred că sunt dependent, vă rog să nu mă mai lăsați, este obligat prin lege operatorul de jocuri de noroc sub incidența pierderii licenței să nu-ți mai permită accesul la niciun fel de, Jocuri de noroc. Un auto sau acum. Exact, ai văzut că tu, ai zis că joci la loterie, îți cere buletinul. Da, da, mai da, nou, acum. Mai nou. păi da, din cauza legii autoexcludere. Acum, tu, dacă mergi la loterie și trimiți o scrisoare, domnule, eu sunt dependent de 6 din 49, nu mai vreau să joc, după aia nu o să te mai lasă nicăieri, să mai poți să, să cumperi biletele. Lucre. Din cauza da, asta îți da, da. cere buletinul, știi? Și e bună. E foarte bună. Pentru că sunt mulți oameni zice, domnule, eu sunt conștient că dacă fumez vacanțe, dar nu mă pot abține și mă duc și cumpăr țigări. Dacă tu nu mai vin țigări la omul ăla, îl lasă lasă de fumat, că nu are de o să mai fumeze. Cam așa e păi și cu jocurile. Și să zicem că îți dai auto blacklist-ul ăsta, dar dacă o iei puțin pe un șpriț și te duci peste femeie și... Normal nu mai trebuie să te lasă, nu mai voie. Dacă din moment ce... Adică și săile de jocuri acum după legea asta sunt obligați să ceară buletinul. Și sunt obligați să aibă o bază de date, conform legii care s-a da. aprobat deja în Parlament, în care se cuprinde toți oamenii care s-au autoexclus. Adică dacă tu te autoexclus la o sală de jocuri aici în București, toată rețeaua de săl din la firmă respectivă, că te joci la Iași, că te joci la Rad, că te joci la Constanța, nu mai uh, are voie să-ți permită accesul la sala respectivă de jocuri. dacă, dacă se aplică legea asta care a apărut în Parlament, uh, eu zic că salvează o grămadă de, de oameni. Dumneavoastră sunteți un, un personaj vizibil, aveți urmăritori, ați luat și butonul de la uh, YouTube. YouTube. Felicitări! Mulțumesc! De unde această pasiune pentru... Deci când m-am lăsat de business, am obosit pur și simplu și eu n-am fost niciodată să fiu în competiție cu nu știu cine, să eu am un milion, la are două, la are trei, tot Cât aveți? să... Cât Câți urmăritori aveți pe YouTube? Pe YouTube am fost și vreo 20 de mii, pe TikTok am vreo 300 de mii, Uh, acum am postat ceva cu. La cifrele astea spuneți lucruri interesante? Da, uh, dacă pui hashtag Sorin Consensus cu pe TikTok, am 200 ceva de milioane de vizualizări, și nu mai știu 210 milioane de vizualizări, mm -hmm. știi. Și când am văzut că am destul timp liber, văzând ce distructive TikTok-ul și rețelele astea sociale în care tinerii nu mai vor să meargă la școală, sunt o grămadă de oameni pseudo, să zic, oameni de afaceri care zic școala este distructivă, părinții sunt distructivi nu mai învățați, nu mai mergeți la școală, face... eu sunt îngrijorat de câți puști în fiecare zi de 16-17 ani, dați mi și mie un sfat ce afacere, să începe, da. bă băiatule, zic, termină măcar liceul, dă-ți bacaloreatul, pentru că tu nu poți să stai la masă cu un om de afacere dacă ești agramat și dacă nu știi să scrii și nu știi să scrii cu cratimă, când te bagă nimeni în seamă. Termină măcar liceul, du-te angajat să undeva și după aia dacă vezi că îți place jobul care îl ai, gândește să faci o afacere în domeniul respectiv. Cum ai cu 100 de mii, bă, dacă 100 de mii vreau să fac un restaurant, mă duc și mă angajez Kelner, mă duc și mă angajez șef de sală, după aia magazioner și după ce știu tot fluxul dintr-un restaurant, atunci îmi deschid. Nu îmi deschid fără experiență și fără un plan de afaceri pentru că dau faliment sigur. Deci trebuie prima dată să prinzi niște experiență. Tot zic, domnule, după aia nu mă duc să muncesc la pe 20 de milioane sau pe... Bă, dar începe de undeva, că dacă tu începi undeva, o să fii promovat, te remarcă, mai vorbești cu un client care are un business, te ia la, la te duce, dacă tu aștepți acasă să vină unul să-ți dea 2000 de euro pe lună, nu o să începi niciodată. Eu tot am spus de ani de, de când am apărut pe sociale, domnule, eu, eu zic fac doar consultanță, acum nu mai, am, nu mai sunt implicat direct în afaceri și nu mai fac angajeri. Și uh, sunt o grămadă de posturi neocupate. Dacă te uiți pe e-job sau pe ceva, sunt mii, zeci de mii, dar oamenii nu mai vor să muncească pentru că a stricat internetul ăsta de cap, toți vor să fie antreprenori, toți vor să fie miliardari, intră în grupurile astea de Telegram, profite exclusiv de ei, care vând tot felul de cursuri care sunt egal cu zero și nu învață nimic sunt bune cu Eu văd, astea? la, văd, văd nu spune de nimic, și tot ce găsești acolo, pe bani găsești gratis pe tutoriale, pe YouTube sau de altă parte. Sunt o felul de pseudo de ăștia oameni de afaceri care zic că sunt business coach sau speaker motivațional. Acum este și școală de business coach, nu știu dacă știi tot. Adică ai terminat liceul, faci școală de business coach și vii și predai lecții de afaceri. Atât adică n-ai făcut un leu în viața ta, vii cu tramvaiul la sala de conferințe, stai cu și cu tactul într-o garsonieră, n-ai produs un leu și tu învezi oamenii cum să facă bani, ceea ce e o mizerie. Adică omul la care acolo ar trebui să se ducă doar la oameni care într-adevăr au demonstrat că au făcut niște afaceri serioase, că au făcut niște bani, că au dat de muncă la zeci sau sute de oameni, la ei ar trebui să meargă oameni, nu la speaker motivațional și la business coach. Sunt oameni care merg de ani de zile la tot felul de conferințe, te entuziasmează, ca au niște speech-uri de -alea standard, în care tu ești entuziasmat și mergi acasă și gata, acum rup pisica în două să fiu milionar. Mi-aduc aminte când eram Borel Ceaușescu, mergeam la filme de karate cu Bruce Lee, că nu el de Ceaușescu, nu știu ce filme, să vedem noi cât de bine în Occident. Când ieșeam de acolo de la film, dădeam toți cu picioarele în garduri, ne băteam între noi, că eram entuziasmați de la film, dar după ce uitam ce caratiste și plecam acasă. Așa și cu ăștia. Merg la conferințe uh, conferința de astea la speaker motivația la business coach, sunt entuziasmați, uh, gata, o să facem, o să dregem. După o zi ai uitat și te duci înapoi la tomberon. Dar dumneavoastră țineți conferințe de astea? Vă uh, am -ți? ținut, uh, m-au tot chemat pe la licee sau pe la așa, dar absolut gratuit. Da, da, păi. Gratuit, da, da. dar fără bani. Am ăștia toți care țin țin pe bani, 100 de dolari, pe 2 milioane sau abonamente sau nu știu ce. Adică, bă, dacă eu sunt om de afaceri și sunt milionar și am bani destui, trebuie să dau și eu înapoi societății ce mi-au dat, mi dat ei și în țin gratuit. În momentul când eu zic că sunt milionar și țin cursuri pe bani, înseamnă că nu sunt milionar și că trăiesc din cursuri respective sau din seminarii respective sau din conferințe respective. Orice om de afaceri cu mulți bani nu o să țină niciodată un seminar sau un curs pe vreo taxă sau pe ceva. Ține de plăcere și când are timp. Dar din ce trăiește Sorin Constantinescu? Păi am. Sunt acționar la multe firme și am dividende. Adică am dividende și am firma de consultanță, care fac consultanță la Loteria din Republica Moldova, am făcut consultanță la Loteria din Serbia, consultanță la Loteria din așa, deci. și mai joacă fac consultanță moldovenii? la firme. Joacă moldovenii la Loto? Joacă moldovenii. moldovenii joacă, da. da, joacă, joacă. Problema este că au făcut prostia care au vrut să facă parlamentarii români, dar ei au făcut-o moldovenii, au interzis reclama la jocuri de noroc. Și atunci au. au oprit loteria să-și mai promoveze produsele, care e firmă de stat și bani intră în bugetul statului, și au explodat firmele rusești pe piață, au vreo 10-15 firme care au online, pe care dai cum să-i oprești, pentru că ea deschid, închid website-uri, fac și ea fac acum reclamă în disperare pe toate site-urile de asta, de afilie din, din Moldova, pe site-urile comerciale, și n-ai cum să-i oprești. Și uh, a fost o prostie că au interzis reclama. Dar sunt și cazinuri în Republica Moldova. Sunt, 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 da, sunt. Cel puțin am văzut când am dormit la hotelul Radisson în Chișinău, era un cazinou acolo, dar nu știu exact sub ce regim funcționează. Nu e loterie, e privat. Cred că sunt două-trei cazinuri, dar chiar nu pot să spun exact pentru că nu știu. Eu, eu juca și domnul Larizea. Îl știți? Nu, nu, nu l-am văzut în cazino, îl știu a, pe... S-a ducea pe acolo după oameni, mă rog. În, cazino, da? nu, l no, am văzut. Era și el. S-a luat el. de mine pe TikTok, l-a întrebat cineva, că el tot făcea live-uri pe TikTok și mi-a trimis... Trebuit... Toată lumea în viziunea lui era scroacă, da? Da, nu... și și a zis că băia de ștept Costanescu, dar păcălea clienții cu babaroase. După aia am întrebat pe cineva ce înseamnă babaroase, sunt niște zaruri care uh, sunt uh, măsluite cu care joci barbuți, ce nu-i cazul că în cazino nu era așa și că macara la ruletă, zicea. Da, da, da. Dar cum e macara aia, habar n -am. Și am zis, domnul Rizia, zic, noi nu v-am văzut niciodată în cazi. nu, nu puteți să vă dați cu părerea de ceva care n-ați intrat niciodată. El n-a fost în, în, toate cazurile cât am lucrat eu, niciodată n-a intrat măcar ca și vizitator, nu ca și client. Și la cazin nu ai nevoie să faci, adică câștigi suficient de mulți bani când ai nevoie de bavaroase sau de macarale sau de ceva. Nu ai nevoie de un dealer care să-ți dea cu la o anumită zonă. Pentru că tu oricum rămâi cu niște bani, probabilistic, matematic. N-ai nevoie să faci chestia asta. Ce, care este profilul uh, clientului ideal la jocul de noroc? La casino? Clientul ideal, din ce punct de vedere client ideal? Adică al patronului de joc de noroc. Sunt trei tipologii aici la jocul de noroc. Deci primii sunt cei care îți povesteam eu la început și care sunt cei mai uh, predispuși să devină dependenți pentru că ei merg la casino să câștige și ăștia se duc acolo cu gândul de a câștiga și atunci se împrumută, își mai lasă garanție nu știu ce și ăștia sunt cei mai predispuși spre, spre dependență. A doua categorie sunt oamenii care au un business sau sunt corporatiști care tot merg non-stop, ies în weekend în oraș și băi am fost și la clubul ăla și la clubul ăla și la restaurant hai să mai mergem și la casino să ne distrăm. Și ăștia sunt oamenii de care spuneam eu care au o mentalitate occidentală și care îți fixea, îți, își fixează un, buget. buget. Și zic, bă, că să cheltuim la nu știu ce restaurant până ori 3 pase de ron, hai să mergem la casino că e mâncarea băutura gratuită, ne luăm jetoane 3 pase de ron, ne jucăm la Blackjack, ne jucăm la roulette, ne distrăm, dacă câștigăm bine, dacă nu ne-am distrat, oricum am mâncat și am Azi băut gratuit, gratis, că e mâncarea și băutura gratuită. Și a treia categorie sunt oamenii foarte bogați care au avut adrenalină, s-au dat cu iahturi, cu avioane, cu nu știu ce, și uh, au nevoie de expunere, să-i vadă lumea cât sunt ei de bogați, cât sunt de șmecheri, cât sunt de importanți. Și uh, vin la cazino scot uh, chesh-ul cu gesturi astea teatrale ca să-i vadă toți din jurul lor. Lăștia nici nu le place dacă e nou gol, că de sunt bun clienții ăștia mărunți, că. Uh, se uită la ei când, când și când joacă pe sume foarte, foarte mari. Dar pe ei nu, nu, nu le influențează veniturile sau nivelul de trai, o pierdere la casino de sau de un sau de ceva. Pur și simplu ei vor să fie uh, vizibili. Și acum în București câte nu mai sunt live? Uh, Radisson și Meriot, nu știu dacă mai era unul deschis, era unul ruși pe a pe care a victoriei la Casa Vernescu Da, și la Vernescu ă, da. Acolo cred că mai e deschis un casino ăla n-a mers niciodată, nu știu de ce mai țin rușii a deschis pentru că nu și-au acoperit costurile da, mai țineți minte ce evenimente frumoase se făceau la da, Casa Bernescu. Da, pe vremuri, da, da, da. Premiile vip. Da, da. Și erau. Uh, Casa Vernescu a mers foarte, foarte bine. Că a fost perioada aia de glorie a, a Cazinului din București, erau cam. ei erau numărul unu. Aduceau grupuri foarte mari din Israel, făceau petrecerea. Iosif Hadad, era care are restaurantul ăsta acum, aici, lângă, lângă Hilton, și gătise pentru Michael Jackson, pentru da, asta da, el era bucătar șef. Se făceau niște petreceri foarte mari, era. Perioada aia, până în 2010, când a venit criza, adică atunci a au, au fost perioada de de, la glorie, de, de gloria, de... A... după care s-au dus în jos. Ei aparțin, chiar am trecut și m-a dorit sufletul așa pe lângă Casa Vernescu, ei aparțin de Uniunea Scritorilor și Uniunea Scritorilor a încașat milioane multe de, de dolari și de euro de închirii, pentru că o chirie la Casa Vernescu a unui caz, noi câteva zeci de mii de... Știu că era pe vremea 40-50 de mii pe lună, deci aproape jumate de milion pe an. Gândește că funcționează ca cam prin, de prin, prin 96-97, deci aproape... Uh, 30 de ani de când funcționează ca și casino, deci au încasat peste 10 milioane de acolo pe chiric unii scriitorilor și n-au cade, cade ten cu era. Deci afară e păcat și un moment istoric acolo, e o casă cu tradiție și un, e înregistrat în, la monumente istorice. Și, Dar uh, credeți că nu merge Casa Vernescu? Merge, nu? Că vin autocare, Autocare de unde? Din de la Eurobus direct acolo. Acum nu mai vin. de bin, zile, nu, de zile nu mai vin. Eu zic aș... de unul scritorilor pentru că da, e ca proprietar, încasând atâtea milioane de dolari de euro din chirii, ar fi putut măcar să i dea o nouă față, adică să zugrăvească, să repare tencoiala, adică nu, nu mi se pare corect să încasezi atâția bani și să nu te ocupi deloc deloc de loc deloc să faci ceva să renovezi o clădire. Deci afară arată dezastros clădirea. E un monument istoric al Bucureștiului da, după pe calea Victoriei. Poți, da. Am văzut că în, în spatele casei Bernescu, unde era grădina aia, e o fundație foarte mare. Cred că a luat-o vreun dezvoltator imobiliar să sau un bloc acolo. Habar n-am ce vor să construiască acolo. Ce mai vedem la podcastul dumneavoastră? Păi diverse. De exemplu, am ținut postul ăsta cu apă acum și am avut 2 milioane de, milioane de vizualizări pe, pe, TikTok. A ajuns la două milioane clipulețul ăsta care l-am pus și m-au întrebat oamenii o grămadă de întrebări. Domnule, dacă fumez, pot să țin post cu Dacă beau altceva? Dacă iau medicamente? Dacă am diabet? Dacă nu știu ce? Și atunci am vorbit cu doctor Cezar, care e foarte, foarte cunoscut și foarte viral pe rețele de socializare și pe YouTube și pe TikTok și mâine la 10 jumate am un podcast cu el. Am mai făcut o serie de tururi de astea culturale, istorice cu Damian Prin, prin Dobrogea, o să pun episodul întâi diseară. Am vreo 6-7, am filmat de dimineața până seara, adică am fost un tur de de forță până situri dacice, până tot felul de moschei, biserici, monumente, tot felul. O să-l pun tot așa pe, o să le pun pe YouTube și vreau să mai uh, merg pe la niște fermieri de ăștia, că am făcut o, un YouTube cu fermieri ăștia de, de care își bate joc statul român, pentru că statul român încurajează doar corporațiile mari supermarketurile, de exemplu, supermarketurile la noi în România e o șmecherie maximă, ăștia care vin de afară, în momentul când ei vin să-și deschidă un magazin de ăsta mare, nu dau nume acum de rețele, dar zai seama despre cine da, vorbesc ăștia da, da. care au rețele mari, tu ca să vinzi acolo marfa, îți iau o taxă de, de, intrare în magazin, știi? Și au o să de firme de astea care dau o taxă de asta de mii de euro de intrare și cu banii ei construiesc supermarketul. Și ca să nu dea bani statului român să-și diminueze foarte mult profitul, fac contracte de management. Adică dacă te, este aia risico sau cum se numește de firme, dacă vezi acolo ce profit fac firmele astea, vezi că sunt ori pe 0, ori pe minus. Pentru că ei fac contract de management cu firme din British Virgin, Virgin Islands sau cu firme de nu știu unde și dau 30-40 de milioane de dolari pe an pe contract de management și atunci își diminuează profitul spre zero și fetele astea care sunt acasă în marcat le dau salariul minim pe economie. Deci își bat joc. Și atunci, în loc să încurajez producătorii locali, eu dacă aș fi din nou în business sau să am mai mulți, cum sunt mulți investitori de ăștia români care continuă business aș face un o rețea de astea supermarketuri românești și aș aduce producători locali cum sunt și în străinătate, fermieri, producători de lapte, de brânză, de ouă, de cârnați, de tot felul, ori, numai cu produse românești sănătoase. dar n-a că... făcut Casa Unirea, domnul ministru al agriculturii? Nu știu, abar n-am. Casa Unirii și tot așa, se vând numai produse românești. Unde e? Pă în diferite locuri. N-am văzut niciunul. Adică, eu, deci Casa auzit Unirii, de da, băgați eu. eu de produse românești și bio, dar... Dacă n-am auzit de ea, înseamnă că e o problemă, că nu se promovează, nu? Nu e promovată, nu? cum trebuie, da, asta e spun. o chestie nișată. Chiar mi-ai făcut curios, acum așa o Bă, să... căutați. Și că... asta spun, cu producătorii ăștia locali, fermierii nu se ajută, nu sunt ajutați de către stat absolut deloc. Noi cumpărăm tot felul de produse de astea care conțin din 10 iaurturi din magazin 8 nu conțin lapte aproape deloc sau dacă conțin, conțin foarte mult restul gelatina și nu știu dacă ce. Stă, vă că stă un iaurt de la în frigider. Da, și nu se strică. Nu se strică, da, pentru că el nu mai e în lapte de vacă cum trebuie, adică cum ziceau fermirea în vlogul meu de pe YouTube, le primesc un leu 50 sau un leu 60 pe litru de lapte și ei, ei produc cu 2,20. 20 Deci ei în fiecare litru de lapte pierd câte 60 de bani. Și aici subvenții, de exemplu, la lapte ar trebui făcute pe câți litri dai de lapte mai departe, nu pe cap de vacă pentru că eu, ți-am zis că fiind pescar, mergeam în delta în urmă cu 3-4-5 ani, erau sute de vaci abandonate sau de cai abandonați pe malul apei și ăia iau subvenții dar ei, practic, nu se ocupă deloc de vaca aia, nu o mulg nu, da, da, vaca da. aia nu produce nimic, decât produce bani pentru stăpânul care a cumpărat vaca și și acum, și în județul orat, și în Timi și peste tot sunt sute de, de animale abandonate sau părăsite sau care doar ca să ia subvenții de la stat. Uh, ungurii sau polonezii, nu mai știu, că povestea băiatul ăsta, dau subvenții pe litru de lapte predat, așa trebuie și la noi. Adică se pot face chestii multe de tot, uh, dar uite, cum, dacă ai ministrica ca da, Daia, care și-a angajat-o și pe nevasă, și pe fică, sa, și pe ginerele, și pe Nora, deci el, asta a fost prioritatea lui Maxim, să-și angajeze toată familia pe la Ministerul Agriculturii, nu să facă ceva. Și omul e total depășit de situație. Sunteți conștient că acum cine se uită la noi o să zică băi, e deștept Constantinescu dar nu-i folosește la nimic ca și în la care și cinci limbi străine nu? stă pe dreapta și nu se implică. nu în mă implic să... pentru că am să... avut agențe cu politicieni. puteam să noi cât timp am fost președinte Asociației Casinorilor și sponsorizam toate partidele politice că oricine, intr... oricine intr... ajungea la putere să nu pățim ceva să ne închidă Așa puteam da, ei tot timpul ziceau că știau că am bani, domnule, dă și nou 200.000 sponsorizare și te faci în senator sau deputat, pentru că majoritatea posturilor de senator și sau deputat se plătesc, adică ca să te bage în locuri eligibile, da. dar ai niște bani. Au abonațiilor de partid acolo un loc, două, trei, dar restul se vând ca să primească niște bani să poată să susțină campanie electorală. Deci putea să intru în politică de acum 20 de ani. Dar având tangență tot timpul cu politicieni, cu șef de partide, cu miniștri, cu primi miniștri mi-am dat seama că n-am nicio șansă dacă merg acolo, mai bine țip de pe margine și deschid ochii oamenilor și așa, pentru că acolo dacă nu ai majoritate în Parlament am invitat, cred că te-ai uitat la podcast la mine doamna Ana Maria Gabriela, care a stat 17 ani afară, are multe școli foarte deșteaptă, foarte hotărâtă dar nu are putere, adică țipă acolo și cu PLX-ul ăsta cu 45 care au uh, nea copiii da, de acasă care da. l-au luat, uh, au fost obligați uh, am fost șantajați de Uniunea Europeană să promovăm legea asta și legea Firea, să numește că doamna Firea a promovat în care statul poate să-ți ia copiii de acasă și să-i mai vezi când vor ei. Adică, cum e în Norvegia, că știi că a fost cadavul da, familie da, de da, români da. în Norvegia, în Olanda, așa peste tot. Și femeia iese, țipă și cu termocentral de la mintea și cu tot, dar atât, mai mult nu poți să faci decât să țipi, Atunci mai bine țip la la podcast decât să mă duc în parlament acolo să țip în Parlament, nu? Da, v-ați vedea, nu știu, senator de Nu, nu, pentru că na, eu, nu, eu, sunt un tip care face chestii constructive, și folosesc un limbaj popular și pe înțelesul tuturor, nu folosesc un limbaj de lemn să arăt câte școli am făcut eu sau câți termeni în engleză, știu. Vorbesc să mă înțeleagă și un cioban de la oi și un academician, adică vorbesc popular și pe limba tuturor. Și așa e constructiv, știi? Că sunt mulți de ăștia care merg pe la o conferință, chiar dacă fără bani, cum am zis, dar folosesc un limbaj așa de elevat, un limbaj de lemn în care o. Oamenii nu înțeleg absolut nu nimic. Nu ce... asta, da. Am fost la Brașov invitat cu patronul de la Fan Courier, cu Felix și cu cel de la Five to Go de la franciză, care sunt cam de vârsta mea așa, plus minus. Și mai era o domnișoară cu noi care a încercat să arate publicului câți te, termeni în engleză știe dânsa și patrolul de la uh, domnul Felix de la Fancuriera, uh, Fancurier fan a oprit-o după două minute să zice, stați puțin, erau vreo 300 oameni în sală pe acolo la conferință, zice, vă rog frumos, cine a înțeles ce vă spune domnișoara aici? Și au ridicat mâna 2 sau trei din 300. Deci dacă tot mergi și îți pierzi timpul și iei o conferință fără bani și vrei să înveți oamenii, vorbește pe limba tuturor ca să înțeleagă absolut tot, toată lumea ce, ce spui. Deci nu vă vedeți în nicio poziție oficială. Nu, nu, nici nu vreau să candidez, să mă duc să candidez. Nu, dacă aș crede într-un politician care va fi la alegere în 2024, l-aș susține prin podcasturi, prin. Dacă uh, credeți într-un politician? Sunteți apropiat Deocamdată de nu mi-am ales niciunul, nu. Nu, n-am văzut pe niciunul să zic, domnule, asta, omul ăsta salvează România, știi? Îmi plac discursurile, de exemplu, domnul Tereș, îmi place foarte mult de dânsul, are La niște -am principii, invitat, am avut invitat de două ori, Odată am făcut un podcast și după aia am făcut un Q&A și am avut un live, îmi place foarte, foarte mult de dânsul, dar nu cred că singur ar putea face ceva și dacă dânsul se coalizează cu oameni deja compromiști sau cu partide deja compromise, o să îl tragă în jos, nu în sus. Adică, dânsul, eu l am întrebat, domnul Trești, vreți să candidați prim-ministru sau uh, președinte sau uh, independent sau ceva? Zice, nu, nu, că o să facem o coaliție. Sunt curios ce coaliție face și cu cine. Păi pentru cu că... aceiași, nu? Mai e o altă variantă? Păi nu știu, asta zic, dar, dar poate apar uh, partide noi sau oameni și noi. Credeți sau... în politicienii gen șoșoacă sau Nu, extremist? pentru că nu, asta, nu, este, nu este o metodă asta de a fi agresiv și de a urla și de a țipa. Uh, un om care este pân pe el și știe ce vrea și știe ce posibilități are de tot felul, uh, vorbește calm și nu, nu, nu țipă, nu urlă, nu... Uh, Isteric. Exact. Nu, nu ajută Dar la Dar nu. nu-mi place doamna Șoșoacă pentru că, deși are principii sănătoase așa de uh, de viață, să zic așa, sau de politică, are stilul ăsta agresiv și obositor. Nu, nu Chiar văd da. într-o funcție publică sau... Uh, este, cum? Este în funcție. Nu, ah, vorbesc de 2024, da. adică... Domnul Constantinescu, vă mulțumesc tare mult. A fost, sunteți o, o poezie de om așa și chiar o să mai vă chem când o să mai aveți timp undeva spre sfârșitul verii. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim tare mult și... Cu drag! Mult succes! Doamne ajută! Mulțumesc tare mulțumesc. mult! Atât, dragi prieteni, rămâneți alături de podcastul nostru. Ne găsiți pe Instagram, ne găsiți pe Facebook, dar și pe YouTube. Să aveți o zi fabuloasă!